Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte. Am citat din Cartea Proverbelor, capitolul 14. Ei bine, nu de puține ori ne aflăm în dificultatea de a găsi calea dorită către destinație. Și, trecând prin aceste dificultăți, am încercat, sunt convins, să apelăm fie la o hartă, fie la un sistem de navigație, atât de la modă în vremurile noastre, fie la un sfat din partea celorlalți și. Nu pentru că nu aveam altceva de făcut, ci pentru că am dorit cu îndârjire acea informație coerentă și concretă care să ne scoată la liman. În fond, nu este mai mare dezamăgire decât aceea ca, după un lung drum, și mai ales unul anevoios, să afli că ai ajuns la o destinație greșită, că ai apucat-o pe un drum desfundat care nu te va duce nicăieri, sau din contră ai sfârșit într-un drum fără întoarcere. Tot astfel este și când aducem în discuție cărătoria pe care noi o avem prin această viață, pentru că trăind într-o lume a ofertelor și mai ales unele tentante, am ajuns să fim direcționați ba în stânga, ba în dreapta, ca într-o veritabilă schimbare a ping-pong-ului um, spiritual, o stare, de fapt, care nu ne va aduce nici de cum salvarea, ci mai degrabă ne va arunca în confuzie. Am ajuns așadar să nu mai fim stăpâni pe direcția pe care mergem. Ce este însă de făcut? Ei bine, răspunsul predilect al fiecăruia dintre noi ar trebui să fie acela în care să ne căutăm ținta, să ne căutăm reperul și să căutăm căile de a ajunge către această țintă, prin norma pe care însuși Creatorul nostru ni l-au lăsat la dispoziție. Și anume Dumnezeu. Pentru că El a scris un cod al eticii, al moralității, o direcție precisă prin care noi, respectând toate indicațiile, să ajungem la destinație. Este o hartă străveche numită, în mod generic, Biblia. O colecție de manuscrise misterioase care descriu cu lux de amănunte singura cale care te va duce către fericirea veșnică. Învață acolo unde ești să-ți conduci viața după această hartă precisă. Vei înțelege apoi pe deplin de ce Mântuitorul Lumii a spus chiar înainte de ridicarea sa la cer. Citez. Eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Am încheiat citatul. și așadar să crezi că poți fi un om diferit în lumea aceasta deșănțată și deschizând ochii larg, să-L crezi pe cuvânt pe Dumnezeu. Pentru că doar așa vei găsi fericirea. Că despre zumzitul acesta al lumii, unul nefirez de zgomotos în zilele noastre, tu ai învățat deja pe propriați piele că duce doar la moarte. Fiți cuvântați.